Bun găsit, dragi prieteni! Aș dori ca în această ocazie să continuăm o temă pe care am început-o cu domnii Adrian Bocăneanu și Florin Lăiu, tema fiind provocările științei, dar astăzi vom vorbi despre imperativul onestității. Așadar, titlul este Provocările științei și imperativul onestității. În emisiunea trecută s-au conturat câteva idei. Domnul Adrian Bocăneanu a admis că credința și știința nu sunt pe același etajer, aceleași planuri, să spunem, epistemologice. Pe de altă parte, Florin a admis că oricine ar putea crede în orice dorește, dar asta nu înseamnă că este adevărat, chiar dacă este sincer în ceea ce crede. Și atunci întrebarea se pune, atunci cum își poate verifica cineva credința? Și de aici ideea de onestitate. Onestitate față de modul cum ne raportăm la realitate, pentru că nu face bine nimănui, nu este de niciun folos să distorsionăm realitatea ca să se potrivească dogmei sau credinței noastre creștine, sau mai degrabă aș spune că ar trebui ca credința noastră să fie în permanență reexaminată, și atunci când sunt provocări din partea științei pe care nu le putem ignora pur și simplu, nu le putem nici distorsiona, e bine să fim onești față de această raportare. Alături de mine se află domnul Edi Constantinescu, prieten de mulți ani, și îi spun un bun venit. Bun venit, Edi, ne tituim așa bine, cum tu dorești. Bine te-am regăsit, Adrian, și bine ți-am regăsit sau îți întâlnesc publicul. Mă bucur că suntem împreună. Pentru seara asta vom lăsa la o parte diferențele noastre. Știi foarte bine, noi avem unele deosebiri de vedere cu privire la dezvoltarea vieții în timp adânc. Eu sunt pe aceleași idei cu timpul adânc, dar consider că dezvoltarea vieții este altfel decât modelul darwinian, dar nu asta discutăm astăzi. Ce aș dori să discutăm astăzi este în ce mod un tânăr adventist, nu neapărat tânăr, un adventist se poate raporta la instituția noastră de științe sau cercetare în științe. Domnul Bocăneanu a spus Institutul pentru Științele Pământului, să-i spunem așa, sau Geoscience Research Institute. El s-a înființat în 1958. Aș vrea să ne spui câte ceva despre ce a intenționat biserica. Atunci când l-a înființat, ce gânduri avea biserica, de ce l-a instituit, care a fost scopul? Da, mai întâi aș vrea să spun că Biserica Adventistă este un produs al restauraționismului american, mișcare apărută în protestantismul american la începutul secolului XIX, în contextul celor de-al doilea Great Revival din Statele Unite, și această mișcare avea un mare respect față de știință, față de știință definită după paradigma baconiană, paradigma bunului simț și a empirismului, mă rog, se numește școala scoțiană. Era totuși și o puternică admirație față de Isaac Newton, și asta vine de la faptul că adventiștii erau foarte preocupați de interpretarea profeției, și interpretarea profeției este mai puțin empirică. Era bazată pe sistemul lui Newton, care, așa cum a făcut un model matematic al sistemului solar, a făcut și un model matematic al interpretării Apocalipsei. Însă adventiștii au avut o profeteasă în secolul XIX și au avut foarte mare încredere că modelul științific, științific în sensul secolului 18 sau chiar 17, propus de Ellen White, vine prin revelație de la Dumnezeu, și ca atare acesta a devenit, via Ellen White, modelul științific sau paradigma științifică a secolului 17-18, a devenit pentru Biserica Adventistă ceea ce a fost Aristotel și Aquinas în timpul procesului Galileo. Adică o paradigmă epistemologică care a fost canonizată și care împiedica dezvoltarea mai departe a științei. Și ce mi s-a părut interesant în diverse discuții care le-am avut cu
profesori adventiști de știință și religie și teologi adventiști și în general cu grupe de pastori adventiști. Ce mi s-a părut interesant la aceste discuții, lăsând la o parte, cum ai spus și tu, să lăsăm doar aspectul problema darwinismului sau a evoluției. Există o incapacitate de a incorpora, de exemplu, modelul relativist al universului, să nu mai spun de fizica cuantică, care e mai mult interpretată ca ceva mistic, dar este o incapacitate de a incorpora fizica modernă și astrofizica modernă, care ca atare nu are nimic de a face, să zic, nu contrage cu nimic ca teologia noastră, sau poate fi privit într-un unghi teologic, așa cum se și întâmplă foarte des în timpul nostru. Există de asemenea, deși adventiștii sunt avansați în științe medicale, în practică, în științe medicale aplicate, există medici care încă sunt tributari concepției vitaliste în medicină, ca filozofie, nu ca practică. Și e foarte interesant că dacă a existat un conflict între creștinism și teoria evoluției la nivelul secolului XIX și începutul secolului XX, a fost mai ales cu privire la modelul vitalist, nu atât de mult la Darwin. La modelul vitalist, susținut și de Haeckel, acesta a fost dezbătut de fapt la procesul Maimuțor, ca să nu intrăm în detalii acolo, care era un model, modelul vitalist încuraja în mod clar rasismul și interzicea căsătoria între rase. Din partea creștinilor a fost o opoziție și adventiștii au fost în opoziție cu acest model evoluțional bazat pe vitalism, în timp ce susținea idei vitaliste, cum ar fi degenerarea prin diminuarea energiei vitale, pe bază de masturbație, de exemplu, sau chiar prin căsătorii interraseale. Exista și ideea aceasta inclusiv la Ellen White. Deci adventismul este prizonier în această paradigmă. Asta vreau să arăt, cu toată onestitatea. Dar intenția bisericii când a înființat acest institut a fost cumva îndreptat spre evoluționism, spre combaterea evoluționismului darwinian. Și a timpului adânc mai ales. Pentru că o problemă pe care a avut-o adventiștii nu a avut-o alte biserici. Alte biserici au respins ideea că omul ar fi rezultatul natural al evoluției, dar nu s-au cramponat de interpretarea literală a Genezei. Și interesant că cei adventiști nu erau fundamentaliști în secolul XIX, pentru că alte biserici deja ajunseseră la concluzia că Geneza nu trebuie interpretată literal, strict pe baza analizei textului. Și când arheologia asiro-babiloniană mai târziu a adus foarte multe argumente împotriva interpretării literale a Genezei. Nu trebuie să amintesc, tu ai mai vorbit despre asta, așa că nu-i treaba mea acum. Dar adventiștii sunt legați de interpretarea literală a Genezei pe baza locului foarte special pe care îl are sabatul biblic, sabatul zilei a șaptea, în teologia lor. Un păzitor al duminicii nu trebuie neapărat să creadă într-o săptămână literală. Și aici la adventiști este oarecum un argument circular. Noi credem respingem ideea timpului adânc, credem într-o creație în 6 zile de câte 24 de ore, acum 6.000 de ani, mă rog, aproximativ, plus sau minus, din cauza că ținem sabatul, și ținem sabatul pentru că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile decât 24 de ore. Deci argumentul este foarte, e cu totul circular, este begging the question, da? Acum vorbim de begging the question, această metaforă prin care americanii definesc raționamentul circular, adică ai răspunsul și cerșești întrebarea ca să dai răspunsul tău. Aici este problema cu savantul adventist și cu institutul, cum spunea Adrian Bocaneanu, de științe ale pământului, era zic științe pământești, da? Deci de institut de cercetări geologice, asta ar fi termenul corect. Aici este problema, pentru că inițial, în 57, adventiștii erau foarte optimiști că dacă aplică metoda științifică, în mod independent de opinii, de opiniile celor de la Princeton și Harvard și alte școli de geologie, deci mai departe, ei vor putea dovedi că Pământul nu e de 6.000, e de 6.000 de ani. Chiar tot Universul e de 6.000 de ani, ce este absurd. Sau măcar că viața pe Pământ este de numai 6.000 de ani. Ei au fost foarte optimiști cu privire la aceasta. Însă atunci când au plecat metodele științifice moderne și aici, repet, ei au încercat să spună cât se poate în paradigma baconiană, deci s-au ferit de anumite de modele deductive, de
paradigma științifică care face predicții măsurabile și după aceea caută să le falsifice. Însă au mers pe ideea să vedem ce vedem și după ce găsim și după ce tragem concluziile. În câțiva de zile, mai mulți avanți, Hare, Rittel, Harold James, și-au dat seama că aplicând metode științifice în studiul rocilor, nu pot ajunge decât la concluzia că viața pe Pământ este foarte veche, cel puțin fără să dăm o estimare numerică aici. Estimarea numerică era de speriat, de-a dreptul, dar este mult mai veche decât credeau adventiștii. Și mi se pare că momentul de pseudoștiință, cred că ai observat că Wikipedia spune că Geo Research Institute este bazat pe pseudoștiință. Aspectul pseudoștiințific este acela că când Robert Pearson în 63 a vizitat Institutul Geo Research și a spus că Biblia și spiritul profetic nu sunt puse la test aici, adică interpretarea adventistă a Bibliei și autoritatea științifică a Ellen White nu sunt puse la test, că la fel ca Biserica Catolică în timpul lui Galileo, adventiștii au o anumită poziție cu privire la o ramură a științei. Aici e marea capcană, deci în crezul nostru există articolul 6 al ceea ce se numește cele 29 de, mă rog, de statements of belief, de afirmații de credință, de mărturii de credință. Există o afirmație, afirmația 6, propoziția 6, sau, mă rog, cum se spune, paragraful 6, cum am definit aceste zis puncte de credință, punctul 6, așa, are caracter științific. Adică este o dogmă cu privire la o problemă științifică, vechimea Pământului și a Universului, evoluția lui, ce s-a întâmplat în trecut, este obiectul unor investigații științifice. Or, Pearson a spus că această dogmă adventistă nu trebuie niciodată pusă sub semnul întrebării și sau testată. Cu alte cuvinte, faci cercetare ca să afli dacă Pământul are cu adevărat 6.000 de ani, dar niciodată nu testezi ipoteza că Pământul avea 6.000 de ani. Și atunci, normal că testând ipoteza timpului adânc, tu găsești tot felul de... În orice domeniu al științei găsești tot felul de găuri epistemologice, fiindcă este inevitabil asta în orice domeniu al științei, găsești tot felul de găuri epistemologice pe care le critici. Dar niciodată nu îți testezi propria ta ipoteză de bază, care, așa cum au observat deja mai mulți avanți adventiști la GRI, nu ține apă, e ca un coș de nuiele. Deci, în situația aceasta nu putem vorbi de onestitate. Atunci, deci eu înțeleg că în mod onest poți să fii limitat ca metodologie științifică atunci când încerci să-l aduci pe Bacon în secolul 20. Dar totuși, în ultima instanță, nici măcar această onestitate mărginită nu mai este prezentă. Atunci când tu spui ipoteza mea de lucru, nu se testează și de pe poziția acestei ipoteze de lucru eu testez și critic alte ipoteze ca să câștig eu. Este ca, cum se întâmplă de multe ori la procese politice, un proces stalinist, ca să zic așa, era bazat pe astfel de investigație. Ok. Spune să luăm câteva clipuri din James Standish ca să exemplificăm ceea ce ai spus. Că, într-un fel, dânsul vorbește la două capete, adică vorbește într-un fel pentru comunitatea științifică. În puținele ocazii când se publică ceva în jurnalele de știință, ei folosesc limbaj științific, vorbesc de timp adânc, ere geologice fosile în straturile respective unde se află, dar când vorbesc către credincioși, către domnul Adrian Bocăneanu și alții, limbajul este oarecum voalat, se dă de înțeles că dânsii cred în geneza timp de câteva mii de ani, că fosilele nu se pot forma, adică fosilele se formează mult mai repede și că nu poate să fie vorba de fosile de dinozauri de milioane și milioane de ani. Ori sunt câteva clipuri pe care vreau să le pun și apoi te-aș ruga să comentez. Unul dintre ele este acesta. Am să îl pun aici pe screen. We have incredible independence and
It is a huge privilege to examine these issues, to look at what other people are thinking, sometimes to critique our own thinking, and to look for explanations of nature that are consistent with the biblical record, which we believe is a reliable record of history. Cred că ce am observat aici ca o contradicție, dânsul spune, avem o mare independență, nu primim instrucții prea multe de la Conferința Generală, dar ce facem noi cu independența? Căutăm dovezi că geneza e adevărată. Cum nu ți se pare o contradicție aici? Da, mi se pare o contradicție, așa cum ai spus și tu, dar mai ales mi se pare o contradicție cu pretenția că faci știință. Pentru că un om de știință, noi avem un model, spunem, deci ca să reformulez afirmația lui Standish, noi considerăm că modelul, că există un model științific bazat pe litera Bibliei. Ceea ce aș vrea să spun că sunt aici multe probleme hermeneutice, în primul rând, legate de interpretarea Bibliei, la care nu se duc în picioare, afirmează un Standish. Dar sunt aspectul acesta la o parte. Tu spui că ai un asemenea model, însă în același timp, tu ca om de știință cauți argumente ca să susții modelul acesta. Ceea ce probabil pentru foarte mulți adventiști de ziua șaptea și pentru Adrian Bocăneanu, prietenul meu și al tău, așa prietenul nostru, stă în picioare. Însă, deși avem diferențe cu privire la anumite aspecte legate de evoluția sau de istoria vieții, Adrian, cred că amândoi suntem de acord că un om de știință, dacă e om de știință atâta vreme cât în loc să încerce să aducă argumente în favoarea modelului său, încearcă să aducă argumente împotriva modelului său, să vadă dacă aceste argumente stau sau nu în picioare. Nu? Este falsificarea, deci e testul de falsificare al modelului. Deci un om de știință face predicții cu privire la ce se va observa în viitor pe baza modelului său și ne spune dacă această predicție măsurabilă și definită foarte exact nu va fi observată în viitor, însemnează că modelul meu este fals. Teoria relativității, Albert Einstein, exemplu tipic. Dacă în timpul unei eclipse de soare nu vom vedea stelele de lângă soare deplasate de la poziția lor, însemnează că modelul meu cu privire la relativitatea generală este fals. Și s-a făcut observație în 1919, expresia Edinburgh, și a reușit că Einstein avea dreptate. Dar se putea merge și mai departe. Dacă nu vom observa lentile einsteiniene, dacă nu vom observa găuri negre, nici Einstein nu crede că vom observa găuri negre, dar spunea totuși, pe baza modelului său, se deducea existența găurilor negre și până la urmă a descoperit găuri negre sau unde gravitaționale și așa mai departe. Deci ce ar trebui să facă Standish și echipa lui ar trebui să spună așa, dacă aceste observații, dacă vor fi văzute în viitor, vor arăta că modelul nostru este fals. Și dacă nu vor fi văzute, atunci este o șansă în același timp alte observații și să definească foarte clar, măsurabil, anumite observații sau experimente, acestea, dacă vor da rezultatul X sau dacă vom observa în structurile geologice Y, Z și așa mai departe, atunci modelul biblic este fals. Ei trebuiau să aibă curaj, sau modelul nostru de interpretare a Bibliei, ca să fiu mai clar, da, este fals. Modelul nostru bazat pe interpretarea asta a Bibliei este fals. Și trebuiau să aibă curajul să spună acest lucru, să spună comunității științe, testați. Și atunci nimeni n-ar fi spus că este pseudoștiință. A fost peer review și ar fi spus, da, noi am testat ce spune domnul Standish și rezultatele arată că modelul stă sau nu stă în picioare. Însă el spune, noi avem privilegiu să ascultăm ce spun alții, să acceptăm și critici, bineînțeles, și găsim argumente care să explice ce vedem în natură în armonie cu modelul nostru. Asta nu este știință, este apologie sau apologetică. Corect. Și în același spirit, încă mai evident, este un alt pasaj pe care vreau să-l pun aici și apoi te-aș ruga să-l comentezi. In our particular case, our church is very committed to the biblical doctrine of creation.
That's why I am a Seventh-day Adventist. Yes. If it wasn't for that, I would not be a Seventh-day Adventist. And as a consequence, we have found that there are these scientific challenges that people come. There's Darwinism out there, sure. And it's offering a completely different scenario. And as a consequence of that, our church, I think, has done something quite noble, which is invested in asking questions and researching them. Sometimes people say to me, well, you're just a hired gun. Mm-hmm. You, of course you say these things. That's what you're paid to do. Yes. Trust me, I am not paid enough to do that. There's actually remarkably little instruction that we get from church leaders. Mm. Very supportive. And I'm sure that if we suddenly lost our minds and started advocating unbiblical views, I'm hoping there would be some intervention. Deci, iată cum se dă pe față și așa zisa puțina intervenție din partea șefilor și care este scopul lor în cercetare. Adică, bineînțeles că noi nu putem ieși din afara dogmelor noastre ale bisericii și dacă am ieși, bineînțeles că ne vor trage de urechi, ba chiar sper să ne tragă. Cumva nici nu vrem să ieșim de aici. Cum vezi asta? Dacă, mai ales că spune, dacă mi-aș pierde mințile, nu? Și mi-amintesc că chiar Martin Luther spunea despre Copernic că și-a pierdut mințile. Dar este foarte interesant că în seminarele luterane, Johannes Kepler a fost el însuși un produs al învățământului teologic organizat de Melanchthon. Și Johannes Kepler a învățat modelul copernican într-un seminar teologic, pentru că protestantismul implica, pe lângă convingerea lui Luther că Copernic și-a pierdut mințile, sau dacă vrei, convingerea lui Calvin că servețul și-a pierdut mințile, realmente spunea că, sau că omul e posedat de demon în sfârșit, el totuși implica o libertate de gândire pe care protestantismul o are esențială înscrisă în ADN-ul lui. Și noi se pare că nu suntem protestanți. Biserica Catolică în Evul Mediu spunea că cineva și-a pierdut mințile, adică este posedat, atunci când rezista la argumentele raționale aduse de biserică. Biserica, bineînțeles, că vrea cu argumente raționale. Deci dacă cumva vom spune vreodată altfel, ne-a pierdut mințile, bun. Cine ne-a spus despre Einstein că și-a pierdut mințile? Când a venit cu ideea absurdă că spațiul și timpul sunt ca o masă elastică care se contractă și se dilată. Cine nu a Einstein însuși a spus Dumnezeu nu joacă zaruri cu privire la fizica cuantică, că i s-a părut că îți pierzi mințile. Nu cerceta aceste legi, că ești nebun că le înțelegi. Care dintre mari oameni de știință nu a fost la un moment dat acuzat că și-a pierdut mințile? Și numai oameni mari de știință. Gânditor, filozof, Pavel a spus, m-am făcut nebun pentru Hristos. Iisus a fost acuzat că și-a ieșit din minți. Deci când am spus argumentul ăsta, dacă ne-am pierdut mințile și am susține cu tare teorie, mi se pare că are și o trădare față de știință și o mare dizonestitate. Poți să descoperi adevăruri pe care să contrazică atât de mult bunul simț și ceea ce oamenii au fost învățați să creadă ca fiind de la sine înțeles, încât, într-adevăr, să-ți pierzi mințile. Dar știința te obligă să accepți dovezile. Și Standish ne spune destul de clar că ei nu sunt dispuși să accepte dovezile, care contrazic modelul nostru de interpretare a Bibliei, care, repet, acest model de interpretare a Bibliei are atâtea contradicții și probleme hermeneutice pe care și tu le-ai mai discutat, nu în cazul să le amintesc aici, dar care în niciun caz nu poți să spui că este un model științific. Corect. Și totuși când este întrebat, bine, dumneavoastră aveți această viziune, credință, sunteți adventist ca și mine, îl întreabă domnul Bocăneanu, dar când face știință, ce metode folosiți? Și cum ți se pare răspunsul lui Timothy Standish în această prezentare? So what are the main lines of thinking
and methods used at the Geoscience Research Institute? As far as methodology is concerned, we use exactly the same methods that anybody else would use. In my lab, my expertise is primarily in molecular biology. And that was actually something I didn't mention. That was actually the second reason that I was interested in the program I went into. I was convinced that molecular techniques, you know, working with DNA, would give more definitive answers to things. So I do regular molecular genetic techniques in my lab. Bun, dacă folosește, eu pun puțin sub semnul întrebării această specializare a dânsului în microbiologie. Dânsul a făcut bachelor în zoologie, a făcut apoi biologie, a făcut master's în biologie, ambele studii la Andrews University, Universitatea Adventistă. Nu contest meritele acestei universități, dar în cadrul instituției noastre a făcut zoologie, biologie. Dar în ambele programe de bachelor și master a studiat niște organisme, în niciun caz microbiologie. N-a făcut microbiologie. Iar cu privire la doctorat pe care l-a făcut în mediu și în protejarea mediului și legile care se dau, ținând cont de biologie, cum se prezerveze prezerve mediul mai bine, iarăși doctoratul acesta în cu privire la protejarea mediului, nu văd de unde e atâta specializare în microbiologie, care este foarte specializat câmp și nu, dar cum ți se pare ideea că a spus că el rămâne în cadrul genezei, rămâne în cadrul credinței adventiste și dogmelor noastre, dar studiază microbiologie în laborator. Ca să studiezi microbiologie, cu ce scop? Da, mie mi se pare că aici avem un exemplu tipic al argumentului în autoritate și Adrian, suntem la Meteo Adventist de ziua 7, nu-i așa? La fel ca și Adrian Bocăneanu și ca și Stan Distema Adventist de ziua 7. Noi știm foarte bine că la noi în biserică argumentul din autoritate se poartă. Adică dacă cineva are ceva școală sau are o specializare într-un anumit domeniu, oamenii sunt convinși că el are răspunsul în toate domeniile. Ceea ce nu înțeleg ai noștri în general este că un expert este cineva care a adus o contribuție într-un anumit domeniu al științei. Deci domnul Standish sau fratele Standish, cum se spune, doctor Standish, nu este un expert în microbiologie. Așa cum ai spus, contribuția la microbiologie este nulă. Însă, vorbind despre ideea că noi facem exact cum fac ceilalți oameni de știință, bun, dacă spui, sigur că dai ia microscopul și microscopul electronic și se uită la ceva și îl descrie și așa mai departe, nu mă îndoiesc că face la fel cum se face în orice academie de știință naționale din țările dezvoltate ale lumii. Însă dacă este vorba că ne ocupăm de o problemă cum ar fi vârsta Pământului, istoria vieții pe Pământ și mai intră mai și în genetică, nu știu dacă dânsul are vreun răspuns în privința asta, dacă însă vorbim despre asemenea discipline a ceva ce nu observ sub microscopul electronic. E vorba de o sumă foarte mare de date și observații care, pe baza căruia faci un model, un model pe care, să zic așa, nu-l vezi nici cu microscopul, nici cu luneta, cu nimic, nu-l pipăi, nu-l vezi, e un model abstract. Și acest model, idealul este să se apropie cât mai mult de un model matematic, să fie cât mai exact, măcar statistic, să dacă nu pe baza teoriei numerelor mari, să fie un model statistic care să prezică probabilitatea maximă și așa mai departe, dacă nu ceva dinamic. Bun. Într-o asemenea situație, când faci știință, repet ce ai spus, tu creezi un model și pe baza acestui model faci niște predicții măsurabile matematic care ne spun în ce condiții modelul tău va fi fals. Așa se face și așa știți, așa cum știi prea bine, este criteriul falsificabilității definit foarte bine de logicianul Karl Popper. Deci când spui că ai creat un model și cauți argumente ca să arăți că acest model stă în picioare, asta face orice avocat când își apără
își apără clientul, indiferent dacă a făcut sau nu crima. Însă ceea ce așteaptă oamenii de știință este să le dai un criteriu de falsificabilitate ca ei să verifice modelul pe baza acestui criteriu și să vadă, în ultima instanță, ceea ce vor să vadă în primul rând este dacă modelul tău are conține un criteriu de falsificabilitate, nu cât de bine îți argumentezi tu modelul tău. Majoritatea din ziua 7 nu au educație în privința aceasta, nu au educație științifică, dar nu au educație nici măcar în gândire critică sau în filozofia modernă. Și ca tare nu înțeleg că aici o problemă. Zic, de ce acești oameni de știință nu vor să asculte argumentele noastre? Fiindcă sunt atât de bine aduse, ei nu ascultă pentru că ei nu așteaptă să-ți justifice argumentul, astfel lucrarea de avocat. Un om de știință nu își justifică modelul. Un om de știință, da, și îl justifică, dar în același timp, el spune clar, acestea sunt criteriile de falsificare. Dacă nu vii cu astfel de criterii de falsificare, atunci ceilalți oameni de știință nu consideră că nu este un model științific, este pseudoștiințific. Și ca atare, Standish nu face știință cum se face știință. Că suntem sau nu de acord cu rezultatul celor care susțin timpul adânc sau evoluția darwiniană, este o cu totul altă problemă aici. Problema este că ei vin cu modele falsificabile și dacă Standish vrea să facă știință, trebuie să vină cu un model falsificabil. Corect. În clipul următor, întrebarea mea are două aspecte. De ce Standish folosește cu nonșalanță datele din știință, numele straturilor, știe exact ordinea lor, știe ce fosile sunt, unde sunt și dacă nu, acest limbaj este pentru un creștin adventist este cel puțin de neînțeles, nu explică niciodată. Florin a spus că, bine, nouă ne-a spus într-o ocazie în Europa, am fost chemați și dânsii ne-a explicat că ei folosesc acești termeni, dar ei nu cred. Doar le folosesc ca nume, ca și cum Jurassic are de face cu faptul că s-a descoperit undeva muntele Jura. Jurassic de la Jura. Și atât. Dar niciodată oamenii de știință nu folosesc acest termen fără conotația de timp. Fiecare strat are și conotația de timp legată. Și al doilea aspect pe care aș vrea să fii atent în video ca să-l comentez, este ceea ce spune despre păsări. Unde sunt ele în straturi și care e legătura între ele și dinozauri. Mi se pare că este acolo o afirmație care nu ține apă, dar probabil ești mai pregătit să răspunzi. Uite acest clip. For me, it was really a matter of struggling with some questions for decades. An example would be some of the fossil birds. I didn't really know what to do with them. Thankfully, in more recent times, it's become very clear that very famous fossil birds that were supposed to be missing links between dinosaurs and the modern birds that we see now, what we see is they show up along with many, many, many other kinds of birds, all pretty much together in a layer of rock called the Upper Jurassic and then the Lower Cretaceous, which is immediately on top. We see birds showing up essentially globally, lots of them, and very different birds than the kind we see today. Some of them have fingers on their wings or long tails or teeth in their mouths, but others have beaks and no teeth or short tails or and these all sorts of stuff like that. Mm-hmm. There are even modern birds that show up in these layers of rock. So that tells us the opposite, actually, of evolution. What evolution suggests is we should start off with one kind of bird and slowly get this divergence. And that's how we get the diversity that we see today. In fact, what we see is far... Deci, dânsul sugerează că diversitatea a fost de la început și apoi dispar pe măsură ce înaintăm în timp și asta ar contrazice evoluția. Apoi, straturile acelea, cum e cu păsările acelea, întâi spune că foarte diferite de cele de astăzi, cu gheare, în vârful aripilor și nu știu ce, dar apoi spune, da, erau și păsări moderne acolo. Cum ți se pare?
Da, mai întâi mi se pare un caz tipic de strawman argument, de argument om de paie. Pentru că el aduce anumite date pe care le prezintă într-un mod, într-așa fel ca să fie înțeles greșit. Și mi-aduc aminte de un argument care este adus foarte des în legătură cu Archaeopteryx. Știi că s-au găsit, deci argumentul sună așa cum îl aduce de obicei un adventist sau un alt credincios, știi că s-au găsit păsări sub Archaeopteryx, da? Și bineînțeles că s-au găsit păsări sub Archaeopteryx, pentru că Archaeopteryx nu este o pasăre, în primul rând, nu este nici măcar o verigă de legătură între dinozauri și păsări. Este unul dintre multiple dinozauri avieni. Deci ce adevărul pe care îl spune aici Standish este că au existat dinozauri avieni, dinozauri care aveau fulgi. De fapt, foarte multe terapode, foarte mulți dinozauri, majoritatea se pare că aveau fulgi. Asta este ultima concluzie. Aveau fulgi și au fost dinozauri, au existat dinozauri care zburau, la fel ca păsările, dar nu erau păsări. În același timp, păsările sunt foarte greu de fosilizat, așa cum știe și Standish. Pentru că este, eu spun că s-au găsit foarte multe fosile de pasăre. Adevărul este că nu prea sunt atât de multe fosile de pasăre, din cauza că pasărea, prin natura ei ca pasăre, fiindcă trebuie să zboare, au un schelet foarte, foarte fragil. Și din cauza asta, scheletele de pasăre sau fosile de pasăre sunt foarte rare, nu numai în Juratic, dar și în Eocen și sunt foarte incomplete. Deci, aici, de fapt, este ceea ce critică în mod natural creaționiștii la teoria evoluției face Standish, anume el pleacă de la câteva fragmente și spune acolo era o pasăre modernă. Dar nu s-au găsit păsări moderne în Jurassic, nu s-au găsit păsări moderne nici măcar în Eocen. Și aș vrea să dau un exemplu. Am auzit argumentul acesta la Lucian Cristescu la un seminar, anume că la începutul Triasicului s-au găsit păsări moderne, spune Lucian Cristescu, păsări și a arătat acolo un slide cu tot felul de porumbei și găini și mai știu eu ce păsări moderne și spune, uite, păsările astea s-au găsit în Triasic. Era imposibil, e imposibil să se conserve un schelet de pasăre din Triasic, n-are cum să se conserve, dar ce s-au găsit? S-au găsit niște urme de dinozauri care aveau un deget înapoi, așa cum au păsările, pentru că stau pe creangă, da? Și ca atare, aceste urme de dinozauri cu degetul dat mai înapoi, i-a dus pe unii la concluzia că este posibil că acești dinozauri petreceau noaptea pe o creangă și aveau degetul așa ca să le dea o creangă. Ca atare, au spus ei, probabil că linia din care s-au dezvoltat păsările, adică linia dinozaurului avien, este din Triasic. Apoi au venit alții și au spus, nu, domnule, acești dinozauri nu aveau un deget mai înapoi, ci pur și simplu urmele acelea sunt modificate de un curent de apă. Bun. Care o fi adevărul, nu știu. Dar cert este că Cristescu a plecat de la niște urme unice, fără care nu au pereche în timpul în Triasic. Au plecat la niște urme unice și din care unii au tras concluzia că unii dinozauri preavieni, la fel ca păsările și găinile și cum și noi stăteau pe creangă noaptea, de acolo a tras concluzia Cristescu, a spus s-au găsit păsări moderne în Triasic, ceea ce este cu totul fals. Dar publicul i-a cumpărat argumentul, pentru că Cristescu a dat și publicația în care, nu numai că e publicația științifică, dar vezi, tu știi cum se întâmplă. Unele dintre cele mai mari rele, mai ales în timpul pandemiei COVID, îl face jurnalismul de clickbait. Deci cineva e angajat la New York Times, habar n-are ce vorbește, dar este angajat acolo ca să acopere rubrica de știință și citește un articol în Science sau în Nature pe care nu înțelege prea bine, dar ceea ce se așteaptă de la el este să dea un titlu care să facă oamenii să dea click pe site. Și atunci acest titlu, păsările sunt mult mai vechi decât credeam, ne spun oamenii de știință și Cristescu ia și uite, vezi că se confirmă și Standish face la fel. Eu mă întreb însă altceva cu la Standish. Dacă el este biolog molecular și genetician, are problema pe care o are aici, nu se e raportul fosilor, problema pe care o are aici este ADN-ul, da? Și faptul că ADN-ul de pasăre este mai apropiat de cel de reptile decât de cel de mamifer și mai ales de crocodilia, de crocodilieni, dar problema este că vorbind că s-au găsit, sunt și astăzi păsări cu dinți, nu știe
Standish, că până și găinile de curte au ADN care codează dinți și ghiare și că acest ADN este amuțit. Este, nu se exprimă, da? Este amuțit. Nu sunt ștersegele, dar nu se exprime, sunt metilizate. Deci este vorba de ADN metilizat și se pot face, el fiind zoolog, cred că știe că s-au făcut experimente cu păsări, cu pui de găină și au reușit să facă ca să se nască pui de găină cu dinți și cu ghiare, pe baza faptului că le-au tot combinat între ele, într-așa fel ca să, mă rog, să se combine anumite gene între ele, și rezultatul a fost că au ieșit pui de găină care aveau dinți în cioc și ghiare la capătare, pentru că au dinozauri. Deci, toate, așa cum balenele nu au pelvis, dar nu au picioare, nu? Dar există balene cu picioare. Se nasc balene cu picioare, se nasc și șerpi cu picioare uneori. Pentru că orice balenă are, de fapt, ADN pentru picioare, dar nu se exprimă. Fiindcă, probabil, un lucru care sunt de acord cu tine, Adrian, este că evoluția nu merge doar pe criterii darwiniene, sau cum spuneai tu odată, într-o sus că am făcut cu tine, dogma lui Crick, că informația merge din lăuntru în afară. Bun. Există mecanisme epigenetice care, pe baza mediului, pe răspunsul la mediu, controlează expresia genelor. Și lucrul acesta este un fapt acceptat în timpul nostru. Așa se face că, în mod normal, păsările nu au ghiare și dinți ca dinozaurii, nu pentru că n-ar avea gene să arate ca niște dinozauri, ci pentru că aceste gene nu se mai exprimă din cauze, motive care, mă rog, cine știe prin ce au trecut bietele păsări în istoria lor, nu? Dar aici Standish face un stromen. De ce face un stromen? Pentru că el cunoaște toate aceste lucruri. Mai bine decât mine și decât tine, probabil. Însă Adrian, îmi pare foarte rău, Adrian este unul dintre cei mai educați pastori din generația mea. Dar Adrian nu a avut niciodată o curiozitate științifică și nu are acea educație care aș numi o filozofică, în gândire critică. Acea educație care te învață cum să te îndoiești. Adică raționalismul modern pleacă de la îndoiala carteziană. Deci și dacă ceea ce văd nu este adevărat, și dacă ceea ce mi s-a spus nu este adevărat, cum să testez? Hai să nu plec de la premisa că e adevărat și să caut argumente că e adevărat, spune Descartes. Să caut argumente că nu e adevărat și dacă stă în picioare, atunci știu sigur că e adevărat. Și așa se face și știința modernă, cum spune Karl Popper, care mult la distanță de Descartes. Adică dacă vreau să acord o teorie este adevărată, eu de fapt încerc să demonstrez că nu e adevărată. Și dacă stă în picioare, este adevărată. Deci este un argument de stromen și un fallacy logic pe care, chiar dacă Adrian nu are educație în știință și știu că nu are, dar ar trebui să aibă o educație în gândire critică. Cu privire la ADN, Standish vine cu niște exemple foarte înșelătoare. În clipul următor, este ultimul clip pe care îl pun din acel interviu, începe întâi cu o bucată de lemn fosilizat. Eu am fost în Yellowstone Park, deci în parcul Yellowstone, și am văzut pădure fosilizat, pietrificat, am văzut copaci, am făcut fotografii. Dânsul vine cu o astfel un astfel de exemplar și apoi trece la Mary Schweitzer, la ADN în dinozauri. Te-aș ruga să comentezi acest, este ultimul clip din acel interviu, iată. I brought a number of fossils here with me, and of course, fossils are very informative. This here is a piece of petrified wood, and when you look at it, you can actually see it's oak. You know, there's that much detail preserved in it, which is quite a remarkable thing. I had always assumed that petrification, the process of turning that wood into stone, meant that all of the organic material was replaced with something else. But a while ago, a few years ago now, a lady named Mary Schweitzer came out with a paper in which she said that this is a fragment of dinosaur bone. She said she'd found soft tissues in there. That means proteins and things like that in dinosaur bones.
it was shocking, I think, for everybody. In fact, when my colleague walked into my office and said, next week Mary Schweitzer is going to publish a paper in the journal Science saying that there's soft tissue that she's found in dinosaur bones, my immediate response was, no, she isn't. But she did, and that next week she also did a presentation in our building that was fascinating. I went in there very skeptical. You need to. You know, when something agrees so strongly with what you think the way things should be, you must be more skeptical than everybody else, or you're going to get suckered in some way. I found it quite convincing, but again, tried to maintain some skepticism. Since that time, one of my colleagues and I, we have compiled peer-reviewed papers and other reports of soft tissues in fossils. We got over 400 references on that. And frankly, we've just sort of almost given up on it now. The numbers are so overwhelming. In fact, recently it came out that a paper saying, well, they called these biomarkers, and we believe these are ubiquitous in fossils all over the place. It's not just proteins. It's things like fatty acids, maybe nucleic acids. In fact, Mary Schweitzer recently came out with a paper that really put very, very strong evidence in favor of nucleic acids like DNA and RNA. Mm-hmm. It's a very big deal. Here's the thing. Yeah. We know from observation that these molecules do not last for millions of years. Mm-hmm. Okay, nobody's observed them for millions of years, but they have been observed for years, and the rate at which they break down is far too rapid for them to have survived for millions of years. Mm-hmm. There is no way, really, that this dinosaur bone, or this is a cross section through dinosaur bone, or even this is a little fragment of dinosaur egg. There is no way that this is millions of years old. Sunt atâtea cârlige aruncate și moduri de a distorsiona aspecte ale științei încât încerc să-mi stăpânesc furia. Am sterat pe tine, tu ești mai controlat, te rog. Nu cred, dar Adrian, primul lucru care aș vrea să spun, hai să lăsăm știința la o parte. Să analizăm logica afirmațiilor lui Standish, pentru că presupun că Adrian nu avea orizontul să înțeleagă contradicțiile în termeni științifici, dar putea să vadă că Standish se contrazice. Bun? Deci, prima întrebare, ne întrebăm cum de s-a păstrat în interiorul unui os, aici este vorba despre un perfect izolat de mediu, da? Cum de s-a păstrat în interiorul unui os perfect izolat de mediu, țesut ne reține. Standish recunoaște foarte clar că acest țesut este nefosilizat. Da? Deci, în interiorul unui os de dinozaur există material organic nefosilizat. Cum de s-a păstrat atâta timp, dar nu se întreabă cum se face că totuși osul de dinozaur e fosilizat. Da? Deci, cineva ar putea să întrebe, Adrian ar fi trebuit să întrebe, dar domnul Standish, dar osul acum de s-a fosilizat atât de repede? Pentru că dacă spui că este imposibil ca aceste legături să se păstreze, organice să se păstreze, fără să se rupă milioane de ani, și are dreptate că nu se pot păstra proteine și ADN intact de milioane de ani, mă rog, sunt macromolecule care se desfac în timp, este cu atât mai greu de acceptat că un proces de fosilizare s-ar putea face într-un timp atât de scurt. Deci, când vorbim de fosilizare, să nu uităm, țesut organic este bazat pe lanțuri de atom de carbon, da? Pe catene de atom de carbon și atomii de carbon sunt legați între ei și leagă fosfor, sulfur, grupul OH și așa mai departe de atomii de carbon. Și ăsta este țesutul organic. Bun. În cazul fosilizării, ai un țesut organic îngropat într-un stat anaerobic și încetul cu încetul atomii de
carbon se înlocuiesc cu atomi de siliciu, care devin baza noului țesut, așa cum apare în lemnul lui. Se păstrează exact aceeași structură, numai că se schimbă compoziția și asta nu se poate face decât foarte, foarte încet în timp. Acum, vorbind de argumentul lui Standish, aș vrea să dau un exemplu care este foarte ușor de înțeles pentru oricine. Ați văzut Jurassic Park, da? Și dacă vă aduceți aminte, în Jurassic Park ei găseau țânțari în rășină fosilizată. Rășina era fosilizată, țânțarul nu era fosilizat, pentru că țânțarul fusese complet izolat de mediu, de oxigen, de bacterii, de orice. Și era acolo de milioane de ani nefosilizat țânțarul acela, în rășină fosilizată, în amber. Bun. Doctorul Halmos, sau cum îl chema, lua țânțarul și scotea sânge din el și extragea ADN de dinozaur, pentru că țânțarii subseseră dinozaurul, îi subseseră ADN-ul și doctorul găsea ADN-ul de dinozaur în sângele lui, că subsese sânge de dinozaur. Numai că aici este problema. Ce spune orice om de știință este că ceea ce se arată în Jurassic Park nu este posibil din cauza că aceste fosile, aceste insecte nefosilizate în rășină fosilizată nu mai au ADN-ul intact, nu mai au nici măcar proteinele intacte. Deci ele sunt în continuare țesut organic, dar legăturile între atomii de carbon cu timpul se desfac și atunci nu mai sunt, forma a rămas aceeași, dar nu mai este țesutul dinainte, chiar dacă este organic. Acum, cazul despre care vorbește Standish este similar, numai că în locul rășinii fosilizate este osul fosilizat de dinozaur și nimeni a spus că vai, rășina aia nu de milioane de ani. Este în osul fosilizat de dinozaur, în lăuntrul lui este un țesut organic în care, bineînțeles, că atomii de carbon n-au fost locuiți cu atomi de siliciu, că n-aveau cum să intre acolo, au rămas tot atomi de carbon și sunt, fiind din măduva spinării, înțeleg că au și foarte mulți atomi de fier, pentru că dinozaurul avea hemoglobină ca și noi și atunci folosea un atom de fier, leagă doi atomi de oxigen, da? Dar acești atomi de fier nu mai au doi atomi de oxigen cu ei, bineînțeles, deci toate aceste legături s-au desfăcut. Și țesutul s-a păstrat acolo. Se pare din cauza atomilor de fier. Însă, ce vreau să subliniez, Standish minte când spune că Mary Schwarzer a zis că a găsit ADN, păi atunci toate ziarele doritoare de un titlu de spectacol ar fi spus e posibil să facem ceea ce se spune în Jurassic Park. Dar când a fost publicată această știre, știu că au fost optimiști de ce e posibil să avem ADN de dinozaur, să facem un Jurassic Park. Foarte mulți entuziaști s-au agățat de ideea asta. Și chiar Mary le-a răspuns și alți oameni de știință, nu, domnilor, nu, așa ceva nu este posibil. ADN-ul nu se poate păstra atât de mult, sunt macromolecule. Și legătura acestea nu s-a de stabile, că de-aia au loc și mutații în ADN și se desfac în timp. Deci eu nu știu de luat el ideea că i-a găsit ADN sau aminoacizi sau proteine, nu știu de unde au luat ideea aceasta. Bănesc că s-au găsit urme de proteine, anume proteinele sunt formate din aminoacizi, de la acest de aminoacizi. Așa că atunci când aceste proteine s-au găsit, cred că s-au găsit probabil anumiți aminoacizi sau urme de aminoacizi, dar ce vreau să spun că țesutul acesta nu mai este țesutul originar. Exact. N-a putrezit, că putrezirea loc în bacteriile îl consumă. Acolo nu intră bacterii, tu știi ca și mine că organismul e steril înăuntru, nu? Nu, și urina noastră e sterilă. Deci măduva e sterilă, acolo nu intră niciun agent patogen. Este total izolat de oxigen și de apă, de orice mediu din afară. Deci surpriza este că s-a găsit, că a rămas atâta timp, dar nici n-avea unde să plece. Unde putea să plece țesut organic? Hai să spun că rămâneau doar atomi de carbon și fosfor și oxigen și toate așa putin pe acolo. Nu se poate, că ea oricum fac legături chimice între ei. Deci ceva rămâne, o masă văscoasă trebuie să rămână. Mi se pare logic acest lucru. Da, Mary a spus că moleculele sau ce a găsit, substanța organică, nu era substanța organică originală a organismului viu. Erau niște forme polimerizate, niște legături chimice făcute care prezervau forma sau chiar aspectul, dar nu erau living, nu erau celule
reale. Nu, că altfel exact. Ar fi extras ADN-ul, dacă ar fi fost, ar fi extras exact. ADN-ul. Dar... Daur, parc, mi-ar fi plăcut, aveam parc jurasic acum, nu? Da, nu dar când Standish spune că și a doua săptămână după ce a publicat Nature, a venit și la noi la institut să ne facă o prezentare, ca și cum merie de partea noastră a creaționiștilor, ne-a arătat și nouă și noi, eu am fost sceptică. Cum, ceva care ni se potrivește așa perfect cu ce cred eu, chiar să fie adevărat, ca și cum Mary a venit să le spună că da, dumneavoastră, aveți dreptate în ceea ce credeți. Din potrivă, ea s-a exprimat de adesea că este împotriva creaționiștilor de timp tânăr, care susțin că Mary nu știu ce ar fi făcut și îi răstălmăcesc. Deci acest aspect nu mi se pare onest din partea lui Standish. Acolo e dizonest, total dizonest acolo. Total ce dizonest. Mi se pare, Adrian, dizonestitatea lui mi se pare mai ales când vine cu lemnul acela fosilizat din pădurile acelea din Yosemite, pe care le cunoști foarte bine și Arizona e plină de păduri fosilizate. Și mi-aduc aminte ce spune Numbers, Ronald Numbers, că el era un creaționist foarte convins și când a vizitat pădurile fosilizate din Yosemite, s-a întrebat, domnule, cum se face că aceste păduri au crescut în picioare cu un întreg ecosistem, după ce a fost acoperite cu cenușă vulcanică, peste cenușa vulcanică a crescut o nouă pădure cu un ecosistem, cu iarbă, cu muși, cu gândaci, cu păsări, cu tot ce vrei, da? Iarăși vine o explozie vulcanică, le acoperă pe toate acestea, crește altă pădure peste ele și asta se întâmplă de câteva mii de ori. Și explicația pe care dea tatălui Numbers, care ținea evanghelizare, era că toate aceste păduri au fost adusate de potop și au fost așezate una peste alta și până a fost vulcan și era mai adus potopul ceva și așa mai departe, ceea ce este, cum să zic, este chiar contraintuitiv, nu numai că este absurd. Și el vine să uite, asta este fosilă, deci așa arată o fosilă, da? Nu ne explică ce e o fosilă, e foarte interesant. Și asta iar e o fosilă de dinozaur, os. Și ne dă impresia că, de fapt, există dinozauri nefosilizați. Nu există dinozauri nefosilizat, să fim foarte clar. De ce? Pentru că noi avem nici măcar oase nefosilizate de câteva mii de ani, nu avem așa ceva. Adică dacă țesut organic se păstrează de bine milioane de ani, vreau să văd un țesut organic care s-a păstrat 5 sau 6 mii de ani. Fiindcă nu găsești așa ceva. Oasele se fac praf, sau dacă nu se fac praf, este o mumie, e îmbălsămat, e în deșert, este în gheață, ca aici este găsit în gheață, însă nici acolo nu poți să extragi ADN-ul atât de ușor. Deci toate acestea arată că material organic nu se păstrează, de fapt, atâta timp. Atunci cum s-a păstrat acolo piftia aia ce era acolo în osul acela, normal că este izolat, așa cum Etsy are, e din 5000 BC și s-a păstrat într-un ghețar. Normal că ceva ce este izolat și conservat se păstrează. La urmă, dacă pui o conservă să stea câteva milioane de ani și desfaci, nu mai e ce ai pus acolo, dar tot e o materie organică. Miroase, are gust, nu știu ce este. Yeah. Și a vorbit despre jurasic inferior, cretacic, jurasic superior și cretacic inferior, adică vorbim de vârste de 183 de milioane până la 113 milioane în urmă. Nu poți să pretinzi că ai găsit ADN sau molecule sau ceva vii în stare de a putea fi extrase și secționate ADN exact, și așa mai departe. Explicația care ar fi trebuit să-l întrebe Bocăneanu pe Standish, domnul Standish, cum se face că o fosilă atât de care numai de câteva mii de ani se găsește într-un strat geologic care după toate datele radiometrice are 100 și ceva de milioane de ani? Bun. Deci or cum se face? Deci chestia asta, adică cine a băgat maioneza și untul și salamul și frunzele de salată între două felii ale unui sandwich? Că asta este ideea, nu? Deci cele două felii sunt roci cristaline care se datează radiometric, la mijloc sunt roci sedimentare și în ele se găsește fosila. Fosila nu poți data radiometric. Dar cum de ajuns acolo roca aia sedimentară pe distanță de sute de kilometri pătrați și cum se face că în India și în China și în Pakistan și în Europa și în America măsori și găsește aceeași vârstă? Aici este întrebarea care trebuie să o punem. Bun, aici vreau o explicație de la domnul Stan. Deci nu să spun, uite, domnule, vezi că se poate păstra material organic. Care este, practic, ce a spus? El a fost acolo o minciună pentru un public neinformat.
Edi, avem o oră. Dacă îmi permiți, încă 10 minute. Aș vrea să aduc... Eu mai stau încă 10 ore dacă vrei, dar nu știu dacă au acelea răbdare. Da. Doar câteva minute măcar să aduc pe screen un articol publicat de Geoscience Research Institute într-un peer review journal, deci într-un jurnal de specialitate verificat de oameni de știință, în urma unei expediții făcute în Mount Pisco, Peru, South America, domnul Raul Esperante este un paleontolog, el a făcut numeroase expediții acolo, pentru că a mers pe urma altor paleontologi neadventici, bineînțeles, și a studiat lucrurile lor, s-a inspirat, a continuat pe aceeași lungime de undă. Segmentul următor are direcție spre Florin, care încă consideră că aceștia, și nu e doar Raul Esperante, sunt mai mulți, am să pun pe screen și am să mai comentez puțin și apoi am să te rog să comentezi și tu. Deci, Raul Esperante, Leonard Brand, Arthur Chadwick și Orlando Poma. Toți sunt adventiști. Orlando Poma de la Universitatea Adventistă din Peru, din capitală, din Lima. Studiul a fost făcut în 2014. Ei spun în abstract, în începutul articolului, cum se procedează de obicei, că acest cetaceans, aceste balene, s-au format și se găsesc în straturile de nisip și silstone, deci sunt mai multe straturi. Unele din ele diatomaceous, nu știu cum se citesc în engleză, n-am diatom, știu de da, sunt fosile. Sunt fosile de da, diatom sunt fosile de animale unicelulare, deci de bacterii și alte alge marine. Middle miocen, deci am subliniat cu galben, mijlocul miocenului și partea inferioară din pliocen. Ori acestea sunt iarăși miocenul între 25 și 5 milioane de ani, pliocenul între 5 și 2 milioane de ani. Ei spun cu gura lor că acolo au găsit aceste fosile. Am mai subliniat aici, în partea de mai jos, că sunt câteva linii de evidențe care arată că aceste depozite s-au format într-un bay, într-un golf mic, nu pe mare, nu pe plajă. Cu alte cuvinte, nu e că a plouat la potop și apa a crescut și când crește apa, normal că nivelul oceanului se duce mai departe pe plajă, doar că ele nu s-au format pe plajă. Aceste balene nu au fost aduse de potop. Ele au fost găsite într-un strat care, de fapt, pe vremea aceea, când s-au depus, era la mai mult de 200 de metri sub apă, după care acel strat s-a ridicat la suprafață datorită mișcărilor tectonice. Mai arăt un pasaj unde un alt om de știință adventist de la Universitatea Loma Linda a examinat aceste roci cu datări radiometrice, mai exact cu argon-argon, și acest strat unde s-au găsit cele mai multe fosile a fost datate de acest adventist între 6 și 7 milioane de ani în urmă. Kevin Nick este profesor la Loma Linda. Ori Florin trebuie să înțeleagă că acești oameni știu ce vorbesc când vorbesc pentru oameni de știință, dar pentru noi nu vorbesc limbaj onest. Pentru că, bine, ei mai spun aici cum s-au format, că s-au depozitat rapid, dar ceea ce mi se pare interesant și am sublinat este că ele s-au depus repede fără transportarea lor și dizoluția lor rapidă. Cu alte cuvinte, dacă susținătorii potopului vin cu niște scenarii apocaliptice, fantastice, să ne spună că au fost cu tremure de pământ, au fost mișcări tectonice, s-au format munți, toată scoarța a fost răscolită.
Păi aceste balene nu se arată că ar fi fost supuse unui transport oarecare, de curenți, de ape, de munți, de nu mai știu eu ce. Deci ele s-au format în apă. Oarecum... Nu s-au putrezit, n-au avut timp să putrezească prea mult. Nu? Exact, și au fost imediat acoperite. Și mi se pare foarte logic, Adrian, pentru că acolo sunt foarte multe fosile de plancton și de algele, alea consumă oxigenul. Și balena mănâncă planctona, vine acolo să mănânce, rămâne izolată din cauza mișcărilor tectonice, se schimbă structura plăjii. Deci golful acela la un moment dat devine ca lacul Sinoi sau Razel în România, nu? La un moment dat se izolează sau la Portița. Mai rămâne așa, ele rămân acolo, mor acolo de moarte bună, fiind puțin oxigen, se duc la fund, puțin predatori care se poată mânca, se duc la fund, sunt așezate foarte frumos, acoperite și, cum ai spus tu, plăcile tectonice le ridică sus pe munții azi și după aceea le găsim acolo foarte frumos, în stare perfect păstrată, dar fosilizate. Fosile, bineînțeles, da? S-au fosilizat și au ieșit, dar tocmai de aia, dacă ar fost un potop, o balenă nu se neacă la potop, trebuie să, o balenă, dacă să zic că potop a fost atât de violentă că a dat-o de toate stâncile și toate, nu știu ce, de munți și nu știu ce, păi balena ar fi fost făcută ciorbă, ar fi fost făcută, dacă nu ciorbă, măcar ca o conservă de pește, din aia așa, grăbădită, dar ele au avut o moarte frumoasă, s-au jucat pe fund și au murit. Dar ce mi se pare, ce ai spus aici, limbajul, nu poate să separ limbajul de concept. Știm cu toții acestea, nu? Deci folosești un limbaj științific pentru anumite concepte. Și cum ai spus tu, Jurassic însemnează ceva. Nu-i doar așa un cuvânt. La fel, termenii pe care folosesc acești oameni de știință, adventiști, însemnează ceva. Și e foarte clar că nu poți despărți limbajul lor de conceptul timpului adânc. Mai ales că mai ales că au fost testate de un alt adventist de la Loma Linda cu argon și le-a dat suma de, mă rog, vârsta de 6-7 milioane de ani în urmă. Da, deci era un adventist care aplică metoda radiometrică și ajunge la aceeași concluzie ca și oamenii de știință. Pe urmă, istoria plăcilor tectonice și trei transcrisii mașinării și așa mai departe intră în timp adânc. Dar ce mi se pare mie că mi-aduc aminte și că am citit articolul și acolo se spunea că de fapt nu sunt balene moderne. Acum, apropo de păsările lui Standish, da? Cu cât balena este mai veche, cu atât este mai în vârf. Și nu sunt deloc balene moderne acolo. Sunt, de fapt, reflectă o anumită evoluție a balenei. Bun. Acum, la această întrebare ar fi trebuit să răspundeți GRI, dacă vrea să vină cu un model. Eu n-aveam nicio problemă dacă ei n-ar merge la două capete. Ori să critique modelul timpului adânc, dar se pare că nu fac asta, îl acceptă. Dacă vor să critice evoluția balenei, să spună, nu, domnule, stai că n-a fost chiar așa, că a fost altfel. Bun, spune-mi, ia ce se poate și explică-mi alt scenariu. Dar tu, în mod foarte clar, vorbești un limbaj care te arată 100% evoluționist, 100% pro-timp adânc, fără niciun semn de îndoială. După aceea, vii și spui, misiunea noastră este să apărăm Biblia și Spiritul Profetic. Ce ți-a spus profesorul Baldwin? Ce ți-a spus profesorul Baldwin la Andrews? La Andrews, Dr. Baldwin ne-a spus că în Peru adventiștii au găsit fosile înecate de potop și balene înecate de potop. Dr. Baldwin a spus ce fel de balene erau acestea mai întâi, dar interesant, Dr. Baldwin a spus ca și cum, deci a pus întrebarea, gândiți-vă, fraților, balene în vârful muntelui, cum au ajuns balenele acolo? Ca și cum nu s-ar ști, și nu, asta nu este o teorie, nu e ipoteză, nu e o teorie, este un fapt măsurabil din satelit, nu? Exact, anume că placa oceanului, placa Pacificului intră sub continentul american și când intră sub continentul american, creează lanțul de munți pe care sunt balenele. Și ele au fost ridicate împreună cu continentul. Deci, mecanismul este foarte bine cunoscut. Dar și astăzi, Anzi și Himalaya încă se ridică 1, 2, 3 centimetri plan. Și mai ales Anzi, că gândește, mi-aduc aminte acum câțiva ani am văzut în Chile, a fost un eveniment care a fost publicat la News, ca o curiozitate. După un cutremur care a provocat de mișcările tectonice, o stâncă s-a ridicat la câțiva metri deasupra
unei ape destul de superficiale ca adâncime și cu multe stânci, pe care au rămas izolați niște lei de mare, care nu puteau să le dea acolo în apă, fiindcă era stâncă de desubt. Și lei de mare urlau și au venit oamenii să-i salveze. S-au sus oameni și au salvat lei de mare, fiindcă rămăsese izolați acolo. Acum te gândești, deci dacă într-o singură noapte o stâncă s-a ridicat câțiva metri, nu te mir că balele acelea sunt atât de sus. Însă doctor, ce m-a șocat pe mine, că doctor Baldu ne-a spus, da, domne, s-au găsit balene pe vârful Anzului. Cum au ajuns acolo? Adventiștii le-au găsit, da? Cum au ajuns acolo? Ele au fost înecate de potop și atunci un prieten geolog, Iulian Alexandru, mi-a trimis, când l-am întrebat, fiindcă am zis, măi, cum au ajuns balenele alea acolo? Poate știu mai bine că ești geolog. Și el, fiind abonat la jurnalul de geologie sud-american, mi-a trimis imediat prin e-mail articolul pe care mi l-ai prezentat și tu, știi? Și dintr-o dată am citit cu totul altceva decât am învățat noi la cursul de Origins. Am învățat ideea aceasta și bineînțeles că la examen, cei care au dat examenul, nu l-am dat. Cei care au dat examenul au trebuit să spună exact așa, echipa noastră a găsit balene necate de potop acolo sus pe munte și nu le-a putut aduce acolo decât potopul ca să și ia creditele, nu știu câte, pe care le face acolo. Edi, mulțumesc mult. Noi am avut și alte planuri să discutăm mai mult, să facem poate două emisiuni, dar mă mulțumesc și cu atât. Aș vrea să te întreb dacă ai fi de acord să facem pentru prietenii noștri, pentru credincioșii noștri, dar poate și pentru alți credincioși care studiază Biblia și Geneza. Dacă ai dori să facem un studiu, aș pune două etape. Într-o etapă să facem o emisiune sau două despre Geneza 1 și 2, dar un studiu exegetic al Genezei. Deci lăsăm puțin știința la o parte și să studiem puțin Geneza. Și eventual în partea a doua sau o altă secțiune în care mergem la Geneza 3 și îl invităm și pe domnul Aurel Ionică, dacă ești de acord. Da, pentru că dânsul are niște idei cu căderea, necădere, ce este cu grădina Edenului și așa mai departe, poate că ajută pe cineva. M-am gândit. Da, și eu cred că ajută, Adrian, pentru că eu nu vreau să aruncăm Geneza la gunoi. Eu vreau să studiem Geneza și vreau să găsim în Geneza sens și mister și inspirație, să găsim teologie în Geneza. Vreau să facem lucrul acesta. Însă suntem blocați de o interpretare de carte de colorat pentru copii. Asta este adevărat. Adică oamenii adulți, la vârsta noastră, văd Geneza așa cum o vede un copil de 5 ani care colorează acolo Biblia pentru ochișori micuți. Nu e nicio diferență între cele două. Ceea ce aș vrea să spun este un mare eșec ca educație. Corect. Cu promisiunea pe care ai făcut-o, eu aș dori să închei. Îți mulțumesc mult pentru participarea din după-amiază din seara asta. A fost o plăcere. Și sper să ne revedem curând, poate săptămâna viitoare, sau ținem legătura și vedem cum este mai bine pentru amândoi. Absolut. Bun. Absolut. Mulțumesc mult. La revedere și lui Edi. Stimați prieteni, vă spun la revedere și dumneavoastră. Ne întâlnim curând la o nouă emisiune cu intersecții.